5 cetățeni au fost invitați să participe la elaborarea planului urbanistic general al orașului. Autoritățile locale contează pe opiniile emise de societatea civilă. După mai bine de 15 ani, orașul Ungheni va avea un nou plan urbanistic. Acesta va fi elaborat pe bani europeni în cadrul proiectului Elaborarea și managementul planurilor integrate de dezvoltare urbană. În elaborarea planului urbanistic va fi luată în calcul și opinia cetățenilor. În acest sens, autoritățile locale și reprezentanții Institutului de Dezvoltare Urbană au decis să organizeze câteva dezbateri publice cu locuitorii din toate sectoarele orașului. Planul urbanistic general al unui oraș este un document fundamental, un document fără care nu se poate dezvolta un oraș, iar aceste dezbateri publice care se fac obligator trebuie să fie făcute inclusiv cu cetățenii. Noi acum la moment am făcut 5 dezbateri publice, pe 5 sectoare diferite în orașul Ungheni. Toată informația a fost publică, tot cei care au dorit s-au prezentat și s-au expus cu părerile. Totodată, ungenenii au ocazia să studieze hărțile tehnice ale orașului. Concomitent cu lansarea consultărilor publice în holul primăriei, pe durata 15 zile, este verificată expoziția documentelor tehnice ale planului urbanistic general. Aici sunt prezentate mai multe planșe, la număr, dacă e să le expunem, sunt 19 planșe cu caracter general și altele 16 cu caracter specific de detaliere din punct de vedere arhitectural. Este o muncă enormă a Institutului Urban Proiect din Chișinău, care este partea consorțiumului alături de Institutul de Business. Este munca lor pentru viitorul orașului Ungheni. Grație proiectului Elaborarea și managementul planurilor integrate de dezvoltare urbană, orașul Ungheni va fi una dintre primele localități din țară care va dispune de un plan urbanistic general conform standardelor moderne.